Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire cu cărți obișnuite, dar în primul rând în frunză de ceai. O citire în frunză de ceai. Am pregătit aici o cană de ceai de frunză. Și cana arată așa, frunzele de ceai s-au așezat foarte, foarte interesant. O crea niște imagini foarte, foarte interesante. Foarte repede vă vin niște vești, niște daruri, poate că deja aveți planificate două daruri, cum ar veni să le, să mă cumpărați, să le dați, să le planificați. Aici poate fi și legat de o schimbare, de o mutare, de o vacanță, chiar văd că sunteți... aici văd o mașină cu remorcă, poate că, nu știu, orică vă mutați, orică plecați în vacanță cu mașina încărcată. Aveți deasupra bagaj, dar parcă e o remorcă în spate, adică ca și cum ați cărat după voi, nu știu, barcă de pneumatică sau, nu știu, sau aveți vreo din acesta, mașină din acea din care plecați în călătorie și vă faceți vacanța. Văd că vă așteaptă cineva undeva la un drum. Și voi sunteți cu ochii de pe plecare. Deci chiar vă văd cu ochii de plecare. Poate că vă... Aici văd pe cineva cu șapcă, cu pălărie. Cumva parcă cu cozorocul la spate. Așa într-o parte mai șmecherește puțin. Așa cu niște ochi mari rotunzi. Cu o față așa mai prelungă. E cineva foarte mirat. Sunteți chiar voi foarte mirați de niște lucruri pe care le auziți. Să știți că... Chiar e data de 23, foarte importantă aici pentru voi. 21, deci azi, mâine, poi, în următoarele 3 zile, cel puțin, pot fi foarte interesante. Până la sfârșitul săptămânii, 25, poate și un 25, sau cineva de 25 de ani. Dar în orice caz, văd că sunteți foarte, foarte și mirați. Puteți auziți niște lucruri foarte interesante. Văd aici o litere de J-E. Aici poate fi legat și de niște jocuri sau poate fi legat și de... chestiuni de cineva care are litera inițială, I, J, E, văd aici niște clarificări, pieptănați o situație, vin niște vești foarte repede, 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 aici poate fi legat și de niște chestii puțin ezoterice, într-adevăr că e 23 când va fi, sunt zienele, 23-24, noaptea dintre 23-24, aici că par niște chestii puțin ezoterice, vă duceți undeva la vreo... aveți petrecere, poate chiar, în familie, că văd aici ca și cum ați ține și de o parte și de alta florile, spre exemplu când ies de la încheia de căsătorie mirii. Aveți și o întâlnire poate de dragoste, voi planificată sau apare, văd că vă duceți undeva unde și de o parte și de alta, țin între voi o iubire. Aici văd două, parcă unul pare cu gâtul de-abia, adică așa foarte cum ar veni, unde ești, unde ești, hai nu mai vin, nu te mai văd, ceva de genul, ca și cum îți dai un punct de întâlnire undeva și cineva e foarte nerăbdător să îl vadă pe celălalt. Puteți fi voi, poate fi cealaltă persoană. Dar în orice caz între voi pare această iubire, această veste, această reușită, cu toate că e foarte multă aglomerație și de o parte și de alta, ca și cum poate vă vedeți undeva unde e un loc aglomerat. Și așa cum vine și de aeroport, ai dat că să fie vorba de un aeroport în care vă întâlniți cu persoana dragă și e foarte aglomerat și de partea așteptării, dar și de partea celor care vin. Da? Deci vine mult, coboară multă lume. Da, deci în avion, sunt multe avioane care vin în același timp și e foarte aglomerație acolo. Pentru că văd că și de o parte și de alte această aglomerație, dar între voi, întâlnirea dintre voi e de așa cu nerăbdare, cu această inimă frumoasă, această veste. Foarte, foarte multe petreceri. Deci le văd cu foarte, foarte multe petreceri. Chiar vă vine și o veste, ca și cum mă vine o veste. Hai, odată vină că te aștept la petrecere. Nu mai de aici, poate fi și legat de un majorat sau nu știu ceva, o petrecere de a sărbători ceva pe cineva. O hotărâre de bani pe care o luați, chiar pentru o vacanță. Și știți că unii plecați în vacanță, dar ar putea să, nu știu, ori să vă prelungiți vacanța, ori să mai vă gândiți să mai cheltuiți bani în plus sau să cereți bani în plus pentru a rămâne în plus, că vă place, adică e ceva acolo. Sau vine acolo ceva, nu știu, parcă zici că vine o ofertă.
închide o umbrelă. Să știți că unii dintre voi o să vă duceți unde poate nu mai aveți nevoie de umbrelă de ploaie, ci de soare, să zic așa, sau aici poate duceți undeva unde e o paradă din asta așa în care te îmbraci cumva și umbli, știți cum era prin anii 20 când purtau domnii și doamnele, domnițele, domnișoarele, doamnele purtau umbrele așa mai mult de fantezie, deci nu erau neapărat, deci umbrela era ca un accesoriu, așa cum pur spălăria, deci plecau, fie că e soare, fie că e umbră, plecau cu umbrela după ei, știi? Și dacă era soare, o țineau agățată cumva cu mânerul de mână, da? Dacă era ploaie sau vreme așa mai prea arșiță, foloseau umbrela ca să se țină puțin la distanță de razele soarelui care erau prea, prea puternice. Deci văd așa o situație. Posibil că plecați în străinătate aici. Văd călătorii la unii dintre voi ca și cum puteți să vă duceți, de exemplu, în vacanță undeva pe un litoral și să treceți granița dincolo ca să vedeți și ce mai este dincolo în țara vecină sau faceți vacanța într-un loc și vă gândiți după aceea să plecați și în străinătate. Unii dintre voi poate că sunteți veniți în țară, stați ce stați pe unde plecați într-o călătorie în țară, adică nu acasă, undeva prin țară plecați în vacanță și după aia plecați parcă și în vacanță în altă parte, într-o altă țară, până vă întoarceți voi în țara voastră, vă mai opriți, așa văd așa o situație, deci în curând, în zilele următoare, văd așa. În 43, poate că aveți pe cineva de sărbătorit cu 43, aici văd și 143, nu știu ce sunt, 14, 30, să știți că niște cifre aici, vi le spun, poate că vă poartă noroc. Un T văd aici, o hotărâre, un G, iar L, M, M. Aici o să aflați cumva și de vreo dușmănie. Clarificați voi ceva de o dușmănie. Poate ține și legat de o de un doliu, de o moștenire ceva. Aflați niște secrete. Sunt aici și niște situații puțin, să zic, cum să zic, secrete legate de inimă, de o inimă, de dragoste. La unele dintre voi poate să fie ceva, vine printr-un telefon această veste, cumva e cam grea așa, cumva de parcă vă pune cumva pe gânduri sau chiar vă îmbolnăvește această veste într-un fel, adică ca și cum vă ia din putere, din forță. Unii vă duceți la un concert sau să mai învățați aici pe niște note muzicale. Poate că vă gândiți să învățați ceva muzică. E, da, și uite, iară niște chestii care țin de lumea artistică a filmului. Aici zici că sunt, zici că e filmul ăla, știți, cu actorul acela, Colare Utru, care avea el așa o, din filmele cu vechi, da, luptele dintre anumite popoare, nu, din vechime. Și avea o pălărie ca o tocă și cu un ciucuraș pe o parte. E ceva aici, deci că e chiar colea. Poate fi vorba și de o rememorare, comemorare, ceva aici poate fi legat, nu știu, dar poate e un alai așa de spirit, de actor, de... Ori se face ceva, nu știu, retrospectiva unor filme, aici văd parcă așa de țin lanț, ca și cum ar fi o paradă, ca și cum ar fi un spectacol, un remember, să zic așa, foarte interesant. Se împlinesc ceva, poate 100 și ceva de ani de când, de la începuturile, nu știu, teatrului, cinematografiei. Aici pot fi și astfel de situații că parcă se țin lanț, da? Deci, da, posibil să fie ceva aici legat și de asta. Foarte interesant, foarte interesant. Deci, în orice caz, văd că vor fi foarte multe spectacole. Vă întâlniți în această vară, aici poate fi legat chiar în această 1, 2, 3, în următoarele 3 luni de zile, cam poate în iulie, vă întâlniți cu cineva să discutați ceva important. Văd aici, poate legat, se întoarce, oricât vă duceți voi, oricât se întoarce aici, poate fi și legat de cei care aveți o parteneră la distanță, că văd că discutați ceva, clarificați ceva în fața unui ecran sau în fața unei mese care între voi e ceva. Acolo, că aveți două platouri cu ceva, dar totuși aveți și o îndoială, asta e între voi, cumva o îndoială. Unul
unul dintre voi pare ceva că nu ia în serios pe celălalt. Sau n-a luat în serios cândva ceva și acum cumva trebuie, cum se spune, discutat, tranșat mai altfel, mai serios. Discuta mai serios pentru că ține și de un plan de o schimbare pe care o aveți pe viitor. S-ar putea să fie și pentru un copil, un puișor, orică aveți copil care trebuie să-și facă și el un viitor, orică aveți în gând, în cap sau chiar o sarcină, apare o sarcină și trebuie să discutați aici. Cumva mă mișcați un pic cam greu, cam camel cu așa. Sau pot apărea iară situații care țin de melci, nu știu, că afaceri cu melci, că sunt melci, ceva așa cumva. Văd că vi se deschide o idee, vă vine vreo situație, un P foarte interesant. O să aflați poate de un P bolnav puțin, cam căzut, să zic așa, e cam tolănit în pat, așa parcă zici că stă un pic în pat. În pat sau într-o boală. Trage de el o pisică, zici că trage de el cineva, îl trage înapoi, cineva vrea să-l întoarcă înapoi, o să afla de cineva care îl trage înapoi, pentru că are și o greutate, are un bolovan, zici că are un bolovan pe cap, ori are ceva probleme cu capul, ori gândirea sa trage pe cineva înapoi, el ar vrea să mai înainteze, dar pare că îl trage ceva înapoi. O literă de iară din nou foarte importantă, duce în cap o greutate într-adevăr, un B iară foarte important pentru voi. Foarte interesantă zile, săptămână, un S, dar știți că veți avea un mare succes. Deci, în curând, foarte curând, puteți avea o schimbare, un succes, ceva, nu știu, la unii să știți că vine și pe neașteptate, la unii e gândit. Adică succesul ăsta este gândit, l-ați gândit, l-ați planificat. Dar s-ar putea să vă surprindă cât de mare succesul poate fi, ca și cum, nu știu, ai scris o carte și o lansezi. Te-ai gândit tu că va plăcea, dar nu atât de mult. Sau, nu știu, ai făcut un film și e lansarea filmului. Nu te-ai gândit că va fi atât de mare succesul. Sau ai participat la un concurs, la un joc, la ceva. Nu te aștept la nota care o iei sau premiul care o iei. Deci văd aici niște chestii care te vor surprinde prin ceva care tu ai planificat, ai făcut la alții, poate veni ceva neașteptat. Deci nici nu te aștepți tu cum vei, ce oportunitate, ce noroc, ce succes, că se schimbă, știți cum viața voastră aici, cumva se și rotește așa, parcă cumva se schimbă la 180 de grade, dar la unii faceți o schimbare de 360 de grade, adică plecați într-un loc și vă întoarceți în altă parte, tot într-un succes. Plecați într-un succes sau faceți cum ar veni, nu știu, o călătorie, cum ar veni, ați făcut nuntă, faceți călătorie de nuntă, aici poate fi și o călătorie de nuntă, adică mare petrecere de succes, nunta voastră, dar și călătoria voastră va fi de succes. Adică tot parcursul care îl faceți voi, această conjurul lumii sau pe unde vă duceți voi, dați roată, veți avea succes. La întoarcere tot într-un succes veți fi. Deci cumva astfel, de unde pleci, pleci într-un succes și tot și tot într-un succes. Sau chiar pleci și te oprești în altă parte, dar într-o situație exact la fel. Se întâmplă o schimbare foarte mare, dar care vă duce într-un succes oricum. Văd că și dragostea, să știți că dragostea la foarte mulți poate apărea în această perioadă sau vă veți dori acest lucru. Vă veți dori să fiți iubiți, să găsiți și voi o dragoste sinceră. Aici să știți că, într-adevăr, poate ține și de karma personală, cum se spune. Adică dacă ați înțeles voi ceva din niște lucruri prin care ați trecut, dar mai ține să știți că la unul dintre voi, de-aia vă și mișcați greu ca melcul sau aveți o situație, pentru că s-ar putea să aveți o vrăjitorie voi aici, ceva, nu știu, e aici, zici că e o vrăjitoare cu o pisică călare pe mătura amândouă, sau pisica în capul vrăjitoarei și mătura cu ea în această situație, deci nu știu, are legătură cu călătorie, persoane care călătoresc sau cineva care... Poate fi și cineva de altă nație, din alte părți, aici cumva la unul dintre voi, nu? Sau ceva, e un ritual din ăsta magic care ține și de o altă cultură, foarte greu, de mult, sau dat pe ape, poate fi de această călătorie, poate are legătură cu apele. Deci e ceva aici, să știți că la unul văd aici, chiar are legătură cu o mormântare, sau nu știu, deci cu legături care sunt făcute îngropate la o cruce, la un... într-un cimitir, sunt chestii în acestea ciudate, văd, uite, o vrăjitoare și pe o parte și pe alta. Acum, într-adevăr, că sunt și aceste sunt ziene care sunt și se fac niște ritualuri magice și la unele se fac și ritualuri vrăjitorii, deci nu se fac ritualuri de curățare, că practic
De sânzienă, normal, se fac ritualuri de prosperitate, de a face, de sănătate. Da, se dansează, se cântă, se petrece, se ard niște ierburi, zic așa, aromate pentru a aduce prosperitate, sănătate, bunăstare, iubire. Dar sunt și vrăjitoare rele, cu pisici, aici văd pisica neagră, să zic așa, simbolul acesta al vrăjitoriei. Da, pisica, de fapt, vrăjitoarele au pisici și pentru că, într-adevăr, le și folosesc. Folosesc păr de pisică, mai folosesc ghiare, excremente, oase, ce dracu, mă depinde pentru ce folosește pisica. Dar pisica este și o curăță de energie, având atâta încărcătură negativă, ea n-ar putea supraviețui dacă n-ar avea un mijloc de protecție. Pisicile sunt considerate niște terapeuți, practic, care îți curăță energiile. Ele, când ești bolnav, ele vin lângă tine. Dacă dai energie negativă, la fel, un gând negativ, ele stau mai aproape de tine. Când au curățat locul, dispar, fug, nu prea stau pe lângă tine, își văd de viețile lor. Dar cum simți o energie puțin așa, sau se simt ele cumva, poate, au chef de, să zic așa, de joacă sau de a fi mângâiate, atunci le vin ele să ia de la tine ce au nevoie, cum ar veni. Sau când au un surplus de energie, că ele au foarte multă energie și, având foarte multă energie, simt nevoia să o descarce. Și atunci unde o descarcă? Acolo unde este nevoie de energie, nu unde nu poți să descarci energia, e ca și cum te duce să bagi la încărcat un telefon care e încărcat, nu se mai încarcă, nu are ce să mai intră în el, că e deja full. Așa și cu pisicile. Nu se duc la persoanele care sunt puternice, au o energie pozitivă puternică, foarte mare, așa, non-stop. Deci numai când au chef de a avea mângâiere, să zic așa, când se simt ele. Să știți că, uite, participați așadar la niște situații foarte interesante. Puteți rupe această. E aici un lanț. Să știți că la unii dintre voi poate are legătură și cu un lanț. Ceva legat verighete, nu știu, făcute pe verighete, pe lanț, poate fi cu lăcățel, nu știu. Deci sunt niște chestii care parcă zici că sunt niște lanțuri aici. Deci nu știu că se vede la voi că s-a și făcut. Am covrigat aici ca niște covrici, ca niște lanțuri, ca niște ceva. Văd aici cineva care a și măcănit. Aici poate ține și legat de un copil, de când aveați copil, venea barza. Aici poate fi și legat de un botez ceva. O să aflați, într-adevăr, și de un botez. Văd că aveți de luat o hotărâre, poate, de un botez, de o, nu știu, că sunteți nașă, că sunteți de o cununie ceva. Dar să știți că unii dintre voi, într-adevăr, de asta nu vă găsiți un partener sau nu aveți prieten, nu aveți înțelegere, pentru că aveți vrăji farmece, să fiți urâți. Să urâte, să nu vă vadă lumea bine, să vă vadă pădos, să vă vadă urât, să vă vadă negativ, să vă vadă, să nu se apropie nimeni de voi. Și în jurul vostru cumva se și învârte așa niște situații dușmănoase, să zic. Aveți aici ceva, o chestie neagră, urâtă, să zic, parcă o coropișniță ca ceva. Aici mai aveți iar la fel, zici că e o broască ceva, nu știu ce să zic, broască nu țestoasă, broască din asta, așa, urâtă, cum ar fi broască râioasă, știi? Să vă vadă ca pe broască râioasă, cum ar veni, să vă vadă urâtă ca pe broască, ca pe. Iar aici zici că e un cap de mort. Aici poate la fel, să vă vadă așa ca un schelet, ca pe o persoană, ca ceva ca de speriat, cum ar veni. Deci, orică veți trage voi vreo sperietură, să nu găsiți ceva pe unde vă duceți. Aici văd că e și ca și cum te duce undeva unde că e iarbă verde, că e chiar poate fi și o plajă și să găsești ceva care să te sperie. Aici poate fi și ceva care să te sperie. Da, deci văd aici o inimă totuși rănită, îndurerată. Poate fi și un doliu, s-a aflat de cineva, că de aceea mi-apare și crucea. La unii poate să fie așa, dacă mă uit din invers, ar putea fi într-o vrăjitorie. Dacă mă uit așa, poate să apară dintr-o greutate ceva, dar posibil să vină și în urma unei, ca un blestem, cum ar veni, a urmări pe cineva blestemul, blestemul cuiva, răutatea cuiva, înșelătoria cuiva. E un semn mare de întrebare. O să rămâneți cu un semn de întrebare în vara asta, în zilele următoare, poate și legat de o literă de L, de un mic sau de cineva necunoscut. Mai mulțiți niște bani. Să știți că veți găsi niște soluții, să mulțiți niște bani, să faceți niște bani, să găsiți niște surse de venit, poate alternative.
Multe secrete, nu. Aici țin și de studii. Poate că vă vin ideea să faceți niște cursuri, pentru că poate fi cu noroc pentru voi două cursuri, chiar cel puțin, poate ori în paralel, ori că au legătură ele, pentru că există un punct de legătură între ele. Călătorie, să zic așa, dar să știți că sunt și lucruri neprevăzute, da? Deci, dar văd multe petreceri cu dansuri din astea, așa, parcă sunt și pe, să știți că pot fi pe unde vă duce să se danseze în public, în, nu știu, pe drum, așa, pe bulevard, da? Se oprește lumea acolo și le vine să danseze, să cânte, să se oprească, să petreacă. Văd aici tot felul de spectacole, tot felul de chestii. Sunt chestii foarte spectaculare, aș putea să spun, cu încărcătura așa și spirituală și magică într-un fel. Poate că într-adevăr are legătură cu aceste evenimente care țin de sânzire, schimbarea timpurilor. Depinde pe unde vă aflați, că sunt în diferite culturi aici. Dar totuși trebuie să fiți atenți în această perioadă și la o ceartă. Veți avea de 3 ori, iar și voi, 3 oportunități în curând. Poate fi și data de 3, 13, 23 pentru voi importantă, 4, 14, 24, iar la fel 5, 15, 25, dar și 8, 18, 28, să știți. Data de 30, iar la fel. Cumva sunteți într-o protecție divină pe casă, în casă, sau vă faceți voi un ritual de protecție, de curățare a energiilor, faceți o ordine, parcă așa, puneți în ordine și faceți. Acum se fac și niște ritualuri, poate, de schimbarea aceasta. Astăzi este bun, să știți că, uite, pentru cei care ați mai urmărit citirile mele și videourile care le public legate de ritualuri de prosperitate, știți că e ritualul acela cu sare, apă cu sare, foarte bun pentru această schimbare de anotimpuri, pentru că se schimbă anotimpul, să vă meargă bine tot anotimpul de vară, să fie cu prosperitate, cu sănătate, cu protecție divină. Îl puteți face. Da, deci acel ritual îl găsiți exact cum se procedează, cum se face. Foarte simplu, important să aveți sare marină și apă și dispoziția, dorința să îl faceți acest ritual, pentru că el vă poate aduce un surplus, adică de energie, de prosperitate, de sănătate. Da, e foarte, foarte bun acest ritual pentru. Dar mai sunt și alte genuri de ritualuri care le aveți voi, poate deja prin puterea rugăciunii, spre exemplu, prin gândirea pozitivă, că văd aici că sunteți așa într-o curățare, schimbare, într-o energizare. Deci, aș putea să spun că zilele următoare, săptămânile care vin cu multă energie pozitivă. Pentru unele dintre voi, să știți că vine barna. Adică, nu știu, orică deja se naște copilul, ori vine copilul. Văd aici 9 luni, poate chiar deja e la. Să ajunge la naștere sau aveți de așteptat 9 luni, adică rămâneți însărcinate și așteptați 9 luni să se nască, să vină copilul, dar deja vă faceți planuri. Deja parcă pregătiți casa pentru copil, că camera, jucăriile, aveți planurile cel puțin care le faceți. Poate și pentru că vă construiți aici, vă văd într-o construcție pe dintre voi, adică deja vă gândiți voi la să vă faceți o casă sau să vă mai măriți casa sau chiar să vă mutați într-o casă mai mare. Foarte frumos. Deci, vă puteți aștepta la următoare și la un dar foarte mare. Unii dintre voi să știți că, într-adevăr, puteți avea un dar, un noroc, o îmbogățire. Deci, vine din două părți, din două direcții sau de la două persoane, două oportunități foarte importante. Copiii, iar joacă un rol important pentru voi care aveți copii. Deci, să știți că următoarele zile, săptămâni, pentru cei care aveți copil, luați niște hotărâri, aici pot fi chiar norocoase. Da, legat de studii, ca și de vacanță, ceva poate să aducă o situație schimbă. Intrați în conexiune și cu un spirit, să știți, ori vedeți o fantomă, ori participați iar din nou. E ceva, nu știu, aici, fantome, spirite din acestea. Dar ele pot fi, cum să zic, și niște chestiuni creative legate de un spectacol, de o lume artiștilor. Dar pot fi și spirit în adevăratul sens al cuvântului, că e, uite aici, între 2 luni, să zic așa, este această conexiune între 2 luni. Poate că pomeniți pe cei care nu mai sunt acum cu această ocazie, sau poate că chiar intrați într-o conexiune cu niște spirite ciudate, zici că sunt fantome, zici că sunt ele, parcă zic, știți că iară sunt niște planete aliniate pentru unii și pentru unii dintre voi să știți că sunt și pe planurile de sus, adică pentru anumite persoane din lumea bună, lumea deja celebră, lumea deja cu niște
o poziție în societate sau, mă rog, cu niște afaceri, cu niște situații, dar sunt și pentru persoane obișnuite, simple, niște oportunități, niște stele aliniate să-și schimbe starea, să nu mai fie oameni obișnuiți, ci să ridice și ei, fie că fac niște cursuri, fie că își schimbă stilul de viață, se însănătoșesc, văd aici niște schimbări, deci e așa o roată care se învârte, cumva începe să se creeze, să zic așa, să potrivească niște lucruri, să se miște. Poate au fost niște blocaje, acum se cam deblochează ceva, începe să se deblocheze, să miște ceva. Văd aici oportunitățile acestea și iară câjul ăsta foarte important pentru voi, dar unii dintre voi să știți că vă gândiți, o să vă întâlniți cu cineva, o să cunoașteți pe cineva sau aveți o relație cu cineva, de ziceți că sunteți identici, deci că sunteți imagine în oglindă. Într-adevăr, unul dintre voi poate aveți o problemă mai mare sau unul dintre voi este mai bogat. Aici văd că pe unul dintre voi ori are o problemă mai grea și o ajută celălalt să o rezolve, ori este o persoană foarte bogată, cu posibilități foarte mari, mai mari decât are celălalt și cumva se ajută unul pe altul. Adică e foarte mare iubire aici și generozitate și de o parte și de alta. Adică nu văd interesul, ci văd doar iubirea asta care se naște și văd că la unul dintre aceștia, cel puțin, mai ales care cel care are... Dar și celălalt, văd că apar niște chestii, orică îți face vreun dar ceva important, care e valoros de marcă, orică această persoană pe care tu o ai, cu care vei fi, poate fi o persoană care are, nu știu, o afacere de marcă, ceva foarte cunoscut, un brand, ceva, e foarte, adică e o persoană importantă, da? Deci nu e oricine aici cumva, poate fi și din lumea artistică, dar și... Sau, mă rog, poate face sponsorizează artiști sau concerte sau se ocupă de activități în acest management legate de artiști sau nu neapărat. Aici sunt mai multe chestii legate. Deci, știți că vă pot veni niște chestii. Da, pot avea legătură și cu... aici zici că e Dracula, nu știu de ce văd eu pe Dracula, pot fi și niște spectacole, iar evenimente legate de Castelul Bran, de Dracula, de chestii de astea de epocă, văd foarte multe chestii de epocă, mă depinde și pe unde vă aflați, că pot fi într-adevăr niște sărbători, ceva care aduc cumva și o retrospectivă a epocilor trecute, ale localității, spre exemplu, sau, da, și se reînviază niște personaje, da, cumva, prin ceva creativ, ceva artistic, ceva... E foarte, foarte frumos, deci nu vă spun aici, parcă zici că e 3D, 5G, așa mă uit aici. Zici că mă uit într-o imagine care este... deja uite cum ies în evidență, da? Deci zici că sunt 3D-urile acestea, deja se creează. Deci foarte, foarte multe chestii interesante. Frumos! Haideți să vedem ce spun și cărțile pentru viitor apropiat așadar. Următoarele zile, săptămâni. Acum, cât de repede se împlinesc lucrurile astea pentru voi, ține poate și de planul personal, cât de rapid sunteți voi, ce energie aveți voi, da? Cât de repede consumați voi energiile sau le echilibrați, le reglați și în funcție de acelor cu care voi interacționați. Haideți să vedem pentru semnele de foc. Berbec, leu, săgetător, o citire așa, intuitivă, în frunză de ceai și acum în cărți obișnuite ca și completare pe zodii, ca să fie puțin mai particularizată, pentru zodii de foc, de pământ, de apă, de aer. Să încep cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Drumuri lungi sau drumuri multe, faceți drumuri de zi, de seară, de noapte sau chiar drumuri lungi, drumuri în străinătate, din veci din străinătate. Aveți niște hotărâri de luat, poate și legat de niște moșteniri, de niște o situație materială. Pe casă, în casă, bucurii, vești, scrisori, prietenii, poate și o gelozie, dar vă vin și darul, vă vin și vești. Poate veți avea și enervare, un pic de stres, dar și daruri, și noutăți, și vești. Poate chiar legat de un copil sau de o mamă cu copil, vă vin vești de la cineva din familie pe casă în casă, o invitație poate undeva într-o vacanță. Puteți avea o revelație, o întâlnire și pe dragoste la fel, o mare reușită printr-o familie sau poate fi și cineva din familie care se căsătorește sau veți avea... Chiar propunere în căsătorie cu un bărbat bogat, într-adevăr. Poate fi un bărbat foarte bogat, foarte bun, foarte generos, un bărbat cu casă. Poate că are, aici poate fi și că are mamă, nu are, spre exemplu, tată, are doar mamă, sau are o foarte bună legătură cu mama, poate a mai fost căsătorit și el, sau are și legătură cu sănătatea sau cu
haina statului, văd aici, poate fi și cineva cu haină de stat. În orice caz, văd pe dragoste, în dragoste, fie cu o familie veți avea o mare reușită, fie cu niște prieteni, căsătorie, invitați la căsătoria unor prieteni, sau chiar voi puteți avea un iubit, o iubită. Dacă aveți o doamnă, s-ar putea să fie o doamnă care are o bună prietenie cu un bărbat. Dacă aveți un domn, atunci s-ar putea să aibă o bună prietenie și cu o doamnă. Și în drumurile voastre, în schimb, în drumurile voastre poate fi o perioadă cu stres, cu aglomerații. Puteți afla de niște persoane care au niște probleme aici. Pot ține și de copii, pot ține și de niște răutăți aici. Pot fi răutățile cuiva. Puteți avea de-a face în drumurile voastre cu o hărțuială din cauza unor persoane rele, invidioase, geloase. Pot fi persoane care sunt și mai tine și mai puțin tine, dar care în orice caz sunt niște acrituri, cum se spune în popor, da? Niște persoane care sau foarte geloase, foarte invidioase, vor doar ele, numai pentru ele. Sau pot fi și genul acela de bulisme, de care nu, da, deci aici pot fi și niște discriminări care se fac din cauza unor persoane care sunt foarte rele, foarte invidioase, foarte geloase, foarte posesive, egoiste, ceva exclusiviste, să le zic așa. Da, din cauza unor bani, unor câștiguri, da, deci cumva pot fi, sau din cauza unor, nu scapă oportunitatea de a face puțin mișto, de a râde de cineva, de a umili pe cineva, de a face puțin să atragă atenția, aici poate fi și că vrea să atragă atenția asupra lor și o atrag într-un mod prostesc, într-un mod urât, într-un mod negativ, dar pot fi și într-adevăr pe drumuri, în drumuri, aglomerații, sau ceva, persoane care cumva contestă ceva. În servici, pentru servici aveți reușite, bucurii în cumpănă, totuși poate și din cauza unei persoane care nu este prea sinceră, sau poate ține și de haina statului, ce se mai întâmplă pe societate, aici totuși sunt niște bucurii în cumpănă, puteți afla niște secrete. Puteți tăia acest necaz, poate și printr-o gândire mai pozitiv, sau ținându-vă puțin la distanță. Surpriza, în schimb, poate fi bucurii în dragoste, o noutate, o veste, o prietenie, chiar un copil aici poate fi, sau, să zic așa, o conexiune cu sufletul vostru. Ia să vedem ce aveți voi în drumurile voastre și la servici, totuși, acest stres, bucurii în cumpăr, ceartă, ia să vedem. Pentru un dar, exact, deci certul, discuția aici ține poate și de un dar, pentru că aveți un dar, pentru că sunteți într-o popularitate, pentru că sunteți într-o noutate, pentru că sunteți cumva creativ, inventiv, sau că sunteți așa, ca cum ar veni în vacanță. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie, depinde pe unde vă duceți în vacanță, să fiți priviți un pic cum chiondoriș, urât, da, ca și cum, iau te vină, te dea mare că a fost pe nu știu pe unde și a făcut bani și are bani. Ceva de genul. Aici puteți aveți a face cu astfel de persoane, am zis, invidioase, răutăcioase, care sunt puse pe rele și din cauza invidiei, geloziei, dar și pentru că sunt poate mai exclusivite, mai sau mai egoiste, mai răutăcioase, acum depinde. Sau poate sunt niște chestiuni la nivel de societate care țin de cine vrea puterea, spre exemplu. Și pe servici, în servici, veți avea niște schimbări, niște reușite, dar ține într-adevăr, poate vă ajută, văd un prieten, veți avea un foarte bun prieten care vă dă o veste și de aceea aveți poate bucurii în cumpără. Pentru că cuiva s-ar putea să nu-i convine această reușită a voastră, acest ajutor, acest sprijin care îl aveți voi, pentru că avea un alt interes, o să aflaze cineva. Haideți să vedem și pentru semnele de pământ, sau fecioară capricorn. Ce se întâmplă în următoarele zile, săptămâni, ce noutăți vin. Bucurii, puteți avea bucurii, poate și printr-un copil, printr-un tânăr, că ia examenul, că apare nașterea, nu știu, botezul, sau că e o petrecere aici, dar la unii poate fi și o dragoste care se naște, pe casă în casă, la unii să știți că totuși e o cumpănă, un stres, o hotărâre de luat aici, poate și legat de un bărbat, un tânăr, care are niște probleme, niște amenințări, sau nu știu, un stres, o hotărâre aici, care ține și de niște bani, niște oportunități. Pentru o dragoste, bucurii, reușite, sunteți iubiți, iubite, vă văd aici niște întâlniri, bucurii, noutăți, vacanță, petreceri, aniversări, chiar poate naștere, nașă, botezație, văd că aveți niște vacanțe, niște petreceri, evenimente, pot fi și evenimente care sunt cu niște persoane care vă fac bucurie, premii, etc. Pentru drumuri, în drumurile voastre, în schimb, voi aveți reușite, vacanță reușită, chiar cu o familie, cu un cuplu, cu niște prieteni, cu daruri, cu cadouri, cu o moștenire, chiar vești, sau mă rog, vă duceți la bunici, la părinți,
ei la voi, vă vedeți cu ei, cu rudele. Pentru servici și la voi sunt niște bucurii în cumpărat. Chiar vreși farmece aici pot fi la unul dintre voi, pentru din cauza unui tânăr sau are cineva ghinion, ceva aduce ghinion la o zi mare sau legat de niște drumuri, de o prietenie aici cumva, ține și de alimentație sau ține și de vreme. Surpriză la fel, o familie care va duce o căsătorie, un eveniment, o bucurie, da, clarificați ceva cu o familie, se însănătoșește cineva, poate că veți rezolva ceva și pe sănătate. Da, să vedem de ce aveți voi în servici această cumpănă, parcă am zis, nu? În servici din cauza unui tânăr, să vedem de ce apare și pe casă de ce apare, iar la fel să vedem ce se întâmplă. Care este problema? Vedem așadar ce se întâmplă pe casă și pe servici, să ne vedem pământ. De voi depinde, să știți, pe casă se taie cu fier până la urmă. Sunt niște îndoieli, poate, între voi și cineva legat de casă în casă. Și pe servici aici ne la fel, de un cuplu. Deci are legătură poate și legat de un cuplu. De ce gândește un cuplu? Sau un bărbat despre o doamnă. Haideți să vedem și pentru semnele de apărat, scorpion, pești, ce este pe casă, dragoste, în servici, surprize, la ce vă puteți aștepta în următoarele zile, săptămâni, semnele de apă, lacrimi, totuși, o tristețe sau poate fi un stres, nu neapărat lacrimi. Sunt niște lucruri sucite la voi, poate și legate de niște proiecte de un tânăr, un copil, de o noutate sau legat de un mic dar, pe casă. Pe casă, în casă, lume multă, musafiri sau o petrecere. Aveți un eveniment, aniversări pe casă, în casă, un onomastic, da, musafiri, bucurii, prietenii, căsătoria cuiva. Sau aveți o relație de succes bună, cu reușite. Pe dragoste, la fel, sunteți iubiți, sunteți apreciați, puteți primi musafiri, avea niște hotărâri, niște drumuri, niște petreceri, evenimente. În drumurile voastre, la fel, lume multă, copii, examene, concursuri, rivalități, poate, dar și noutăți, vești, petreceri, evenimente. În schimb, pe servici la voi o cumpănă. Să știți că se poate ceva petrece în aceste zile, săptămâni care urmează, că poate veni la fel, din cauza pe neașteptate ceva, ține și de o haină militară sau aflați voi de cineva care trece printr-o cumpănă pe servici, în servici și din cauza unui bărbat care nu este, poate fi cineva nesincer, necinstit. Auzit de cineva că trece printr-o greutate și surpriza, în schimb, un mare succes, o mare reușită care vine în dragoste, printr-un dar, printr-o moștenire, printr-un miracol, se produce ceva. Dar să vedem pe servici ce aveți cumpăra aceea, din cauza cui, da, ce se întâmplă cu acest bărbat, personaj care apare aici, da, legat poate și de un tânăr, aici puteți afla și de cineva care trece printr-o greutate, sau vrea să facă o greutate, ce se întâmplă cu această greutate, are legătură cu un cuplu, lume mult, aglomerații legate și de drumuri lungi, de drumuri de zi, de seară, se pot produce și din cauza unor aglomerații. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, gem în balanță, vărsături pe casă, pentru dragoste, servicii, surprize. Ce apare pentru semnele de aia, gem în balanță, vărsător, o gelozie la voi, o bârfă, sau aveți întâlniri între doamne, poate și acest lucru, trebuie să luați o hotărâre cu niște doamne, poate depinde și de voi, dar poate fi și o gelozie. Pe casă, în casă, lume multă, discuții puțin, poate și niște lacrimi, un stres, ceva se clarifică, poate într-o relație, într-o prietenie, poate legat și de copii, de o doamnă cu copii, cu prietena, cineva din familie, se depășește o discuție, poate ține și un pic de enervare, stres. În dragoste, în schimb, puteți avea o revelație, o schimbare, o minune, un copil, o veste, poate, sau, nu știu, o aniversare, ceva, o bucurie, un dar. În drumurile voastre reușite, realizări care țin poate și de un cuplu, țin de o căsătorie sau țin de voi cu o persoană care vă ajută, poate fi cineva din familie, ori plecați în vreo vacanță și voi undeva cu doamna voastră și aveți reușite. Ești la voi în servici. Deci se pare că toate zodiile pentru profesie, carieră pot avea niște cumpere care țin poate și de o prietenie, țin și de o situație, de niște hotel, oameni cu funcție sau niște persoane care au, nu se înțeleg între ele. Surpriza vă face cineva din semn de foc sau un cuplu. Dar să vedem de ce aveți pe casă și pe servici, totuși stres, totuși enervare, totuși bârfe, discuții.
Aici aflați niște secrete, s-ar putea unii dintre voi să aflați de niște interese, secretele unor bărbați. Pe casă, în casă, într-adevăr, poate apărea o discuție, o gelozie, care ține poate și de un dar sau de vacanță, planuri de vacanță, și pe servici țin într-adevăr de niște interese aici, de secretele, de răutățile unor bărbați cu funcții, pot fi aici, gelozia, invidia, răutatea cuiva, schimbările de planuri ale cuiva. Aici fiind din cauza unor secrete, unor gelozii, unor escrocherii, aici ceva lucruri poate mai puțin știute. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru următoarele zile, săptămâni. Așadar, eu vă mulțumesc că vedeți acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!